Potrivit structurii anului școlar 2012-2013, elevii claselor din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar vor fi în vacanță în perioada 5-11 noiembrie, cu o săptămână mai târziu decât se stabilise inițial. După altă perioadă de cursuri, va urma vacanța de iarnă, cuprinsă între 22 decembrie și 13 ianuarie, atunci când se vor încheia cursurile semestrului 1. Semestrul al doilea va începe luni, 14 ianuarie, iar vacanța de primăvară va fi cuprinsă între 5 aprilie și 14 aprilie.